Bună, sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod de Polybridge. Dacă mai țineți minte acest joc în care am construit poduri, am acolo playlist cu toate episoadele de până acum. Am rămas la acest nivel în care aparent va trece mașina A, vaporul, iar la final mașina E și trebuie să facem un pod cu hidraulice, adică să se poată ridica sau să se coboare. Mă, nu știu, că zice că avem 4 bucăți de drum. Și după cum vedeți, doar în partea stângă avem punct de susținere, în dreapta nu. E cam nasol pentru că trebuie să mă lămuresc să văd de unde să oprind în partea dreaptă. Vedeți că nu am absolut niciun punct. O variantă e să fac așa. Mai apare o problemă. Ar trebui să... Am făcut o idee de pod, dar nu funcționează pentru că nu... Vedeți că nu se ridică podul. Și oricum o să-mi rupă asta tot drumul. Așa că trebuie să-l refac și aparent destul de ușor, poate chiar așa cu trei drumuri, cu trei bucăți merge. Voi face cu stil. Nu, uitați-vă și voi. A blocat mașina. Da, funcționează podul. De data aceasta, iar uitați-vă. Trece la limită. Foarte complicate podurile acum. Asta ar fi urâtă. Deci autobuzul A și vaporul A vor trece primele. Apoi am nevoie de hidraulice, vaporul. Deci nu cred că e B, cred că trebuia să pună autobuzul A1.1, pentru că ăla ar putea să se întoarcă. Da, asta va fi cam grea. Aici drumul trebuie să fie și se va coborâ până aici, până să se unească în acest punct. Deci apare la nivelul acesta, trebuie să selectez care hidraulic să funcționeze. Vedeți că aici scrie hidraulicul B, pe care l-am selectat să fie acesta. Și hidraulicul D, care va fi acesta, și se va podul ăsta o să se ridice, iar acesta va coborâ. Dar e destul de urât nivelul, pentru că vedeți că aici hidraulicul e conectat de la acest punct la drum, jos la drum. Aici e doar la toată structura asta de lemn care e să mențină stabil podul. Asta ar trebui să coboare totuși. Da, merge bine nivelul, dar e foarte greu. Fiți atenți. Deci trebuie să selecteze aici modul în care să... când să funcționeze chestiile astea care trag podul. Atât în momentul B, cât și în momentul D. Și cam urât, pentru că n-am înțeles exact cum funcționează, dar aparent merge. Vedeți că unul se coboară, celălalt urcă. Aici podul nu se conectează bine și se rupe lemnul acolo, dar aparent merge. Ceea ce e bine pentru mine. Asta nu pare greu, dar tot trebuie să ridic podul. Deci mașina ajunge aici, iar apoi urcă. Prima parte e ușoară. A doua trebuie să ridicăm podul. Acum nu dau seama dacă trebuie să dau expand sau contract. Teoretic distanța e la fel și dacă stă așa și dacă stă așa. Deci ar trebui doar de aici să se ridice. Vedeți? Tot se rupe. Ceva nu e bine.
am făcut bine la pod. Am completat și următorul pod. Ăsta e ceva mai greu, cu toate că nu pare. Aici am avut probleme cu hidraulicele. Prima dată am conectat de aici, undeva pe drum sau pe bucățile de lemn, dar mi se tot rupea. Și aparent trebuia să fac cu două hidraulice aici. Și acum să vă arăt că merge. Cu toate că aici nu se unește podul ăla cu ce am făcut eu, cu drumul. Dar nu mai contează, important e că merge. Problema e că sunt foarte grele acum. Uitați-vă și la asta, adică mă pune efectiv să mă folosesc și de balon ca să fac un drum de undeva de sus, practic, să-l susțin așa cu niște cabluri de sus, dar o să continuăm în alt episod. Eu sper că v-a plăcut acest episod, cu toate că a fost scurt, dar pentru mine a durat aproape o oră. Au fost destul de grele nivelele, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!